Buni colegi, sunt Lucia de la Corgenici. În prezent dețin poziția de șefă a Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Am grijă aici unul dintre cele mai importante sectoare, domenii de activitate bibliotecară, vorba fiind despre dezvoltarea competențelor personalului din biblioteci. Eu, personal, sunt formator, învăț mereu pentru mine, dar mai ales pentru alții. Deci foarte des am și statutul de formabil. Prin această prezentare, doresc să împart cu dumneavoastră cunoștințele, să contribui la formarea unor capacități și atitudini, privind un subiect important pentru profesioniștii din domeniul nostru, foarte puțin discutat, la părerea mea, prin intermediul publicațiilor, în cadrul diverselor reuniuni, vorba fiind despre dezvoltarea competențelor deontologice ale personalului din biblioteci. Biblioteca, indiferent de dimensiunea și apartenența ei tipologică, este într-o permanentă interconectare cu factorii, cu componentele mediului exterior, referindu-mă la utilizatori, fondatori, parteneri reali, parteneri potențiali, membrii comunității servite în general, precum și cu componentele, elementele mediului interior, vorba fiind despre colegi, manageri superiori, în funcție de postul pe care îl dețin. Acest fapt, faptul că pentru un bibliotecar contează foarte mult și este permanent implicat în activități interconexionale, determină importanța deținerii unui reper care să fundamenteze scopurile, sistemul de servicii produse, implicațiile pentru o poziționare proactivă, mai ales în mod deosebit echilibrată, responsabilă și de încredere, de ce nu? Un astfel de reper îl constituie deontologia profesională. Iată de ce, la părerea mea, este mult important de a aborda, de a discuta, de a învăța, de a trata în mod insistent problemele deontologiei profesionale, ale educației deontologice a personalului de specialitate din biblioteci. Este vorba, în mod deosebit, reliefez acest fapt, importanța îmbinării organice, integrarea, am putea menționa, a competențelor profesionale cu cele deontologice, fapt ce aduce un plus de valoare instituției, bibliotecii, și în mod deosebit persoanei care o reprezintă, bibliotecarului, acesta din urmă devenind un membru activ, un membru de încredere al comunității în serviciu căreia funcționează și pe care o asigură din punct de vedere informațional și documentar. În prezentarea care urmează, voi insista asupra următoarelor axe. Corelația între termenii cunoscuți de către noi, etică și deontologie. De ce avem nevoie de un cod deontologic și, posibil, nu un cod etic? Vom vorbi despre principiile deontologiei, evident, accentul fiind pus pe aplicarea, implementarea practică a conținutului acestora. Evident, foarte important, voi argumenta importanța abordării, importanța deținerii competențelor deontologice în contextul prevederilor legislative și de reglementare. Și, evident, câteva aspecte de conținut ale manifestului profesiei bibliotecarului, este vorba despre codul deontologic funcțional aprobat în anul 2018 la ședința Autorității Profesionale Naționale, la ședința Consiliului Bibliotecologic Național.
să procedem la abordarea acestor axe. Corelația între etică și deontologia, între etica și deontologia bibliotecarului. Cunoaștem cu toții că termenul etică provine din grecescul ethos, care ar însemna cutume sau normă, și acest domeniu, această știință teoretică și practică aplicativă, etică, fiind determinată ca ramură a filosofiei care studiază morala. Iar morala, din nou apelând la cunoștințele pe care le deține dumneavoastră, reprezintă măsura în care ceva este corect sau bun. Etica include valorile și normele morale și reprezintă o știință despre comportamentul moral, în timp ce normele morale reprezintă o știință despre comportamentul moral. Concluzionând, menționăm că etica se referă la acele valori care sunt acceptate de comunitatea, de către membrii societății în general. Deontologia, ca domeniu de cercetare, ca domeniu de activitate practică, derivă din două cuvinte de origine greacă, deon, ce înseamnă datorie, și logos, știința. Deci putem concluziona că în sensul original al provenienței termenului menționat, deontologia semnifică știința, domeniul, a ceea ce trebuie de făcut, datoria profesională pe care o avem cei care îmbrățișăm o anumită profesiune. Deontologia reprezintă morala unei profesiuni. Obiectul de studiu al deontologiei sunt datoriile, obligațiile morale pur profesionale. Aceste definiții sunt sesizate și elucidate în publicațiile de referințe. Spre exemplu, dicționarul Lyoptin-Larousse definește deontologia ca ansamblu de reguli care reglementează o profesiune, conduita celor care o exercită, raporturile dintre aceștia și ale clienților, dintre aceștia, dintre reprezentanții profesiunii și publicul servit. Iar în dicționarul explicativ al limbii române, avându-l toți la dispoziție, deontologia este definită ca totalitatea normelor de conduită și a obligațiilor etice ale unei profesiuni. Deontologia, ca domeniu de cercetare și de activitate practică, este formalizată, expusă, prezentată în coduri speciale, în coduri deontologice. În cazul nostru, vorba fiind despre codul deontologic al bibliotecarului. Este foarte important ca noi, bibliotecarii, deci reprezentanții unei instituții care este în permanență conexiune cu diversi factori, să cunoaștem principiile deontologiei și mai ales să le transpunem în activitatea noastră, în activitatea bibliotecii. Principiile deontologiei reprezintă un set de valori universale și oferă puncte de reper prin raportarea lor la cerințele de eficiență profesională. Iată care sunt principiile generale ale deontologiei. Primul rând este vorba despre principiul umanismului. Este o morală universală. Acesta, sau esența principiului umanismului, este exprimată în imperativul filosofului german Immanuel Kant. Citez: acționează astfel încât să tratezi umanitatea din propria persoană sau din a altuia, întotdeauna ca scop fiind tratată această persoană și niciodată nu numai ca mijloc. Nu privi omul niciodată numai ca mijloc, ci întotdeauna ca și scop. Acest principiu presupune o relație umană bazată pe autoritate reciprocă,
dar evident cu o anumită limită a libertății, care ar putea risca să se transforme, de ce nu, în relații anarhice. Transpunerea în practică activității bibliotecii a bibliotecarului, a principiului umanismului, înseamnă centrare pe om. Utilizator, coleg, fondator, partener real, partener potențial, oricine altcineva. Centrare pe om în exercitarea profesiunii noastre. Prezența acestuia, evident, în profesie, dar și dincolo de profesie, și dincolo de orele în cadrul cărora ne exercităm anumite obligațiuni profesionale. Doar astfel, un bibliotecar, indiferent de faptul care instituție o reprezintă, oricare reprezentant al oricărui tip de bibliotecă, devine purtător de autoritate, considerând omul propriu, valoare propriu zisă. Un alt principiu este elucidat în felul următor. Principiul altruismului sau principiul celei mai mari fericiri a celuilalt, care include în sine următoarele repere. Asta ar însemna a recunoaște de către bibliotecar dreptul la fericire al fiecărui om, al fiecărei persoane cu care un bibliotecar interrelaționează. A accepta că în virtutea autorității sale, adică în cazul de față vorba fiind despre autoritatea profesională a bibliotecarului, acesta poate contribui la fericirea celuilalt, a persoanei cu care interrelaționează. Este foarte important ca, făcând fericit o persoană, să faci din fericirea celuilalt sau din fericirea acestei persoane propria fericire, ne bucurăm împreună de succesele, de realizările utilizatorilor noștri. Ar mai însemna implementarea în practică acestui principiu de a contribui prin sacrificiu chiar pentru fericirea celuilalt. Și în publicațiile de specialitate sunt aduse chiar exemple din situațiile de excepție. Oricum, le cunoaștem. De exemplu, este vorba despre atitudinea capitanului corabiei, care în situații de naufragiu părăsește ultimul corabie. Sau, exemplu, privind omul de știință, un medic, un inginer, care se oferă pe sine pentru a experimenta. A ziaristului, care demască poate chiar cu prețul vieții sale, actele criminale, actele de corupție. Sunt foarte interesante aceste exemple, deci în baza cărora chiar un bibliotecar ar trebui să facă anumite concluzii. Principiul reciprocității, un alt principiu prin care un bibliotecar ar trebui să-și fundamenteze activitatea. Acesta ar putea fi abordat ca o continuitate a primelor două principii despre care am vorbit mai sus, orientând bibliotecarul de a respecta reflexia populară. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Esența acestuia constă în a accepta să te judeci pe sine însuți ca și cum te-ar judeca alții. A gândi consecințele din startul, din inițierea unei activități, deci a vedea o finalitate la începutul oricărei intervenții, oricărei activități, oricărui serviciu chiar, vorbind despre impact, impactul promovat pe care ne-l dorim de a-l obține în comunitatea servită. Astfel, acceptând acest principiu, cunoscându-l, implementându-l în practică, bibliotecarul va manifesta moderație, echilibru, cumpătare. Frumos! Un alt principiu este evidențiat drept principiul autorității suficiente. Repet, principiul autorității suficiente. Acesta prevede acționarea deontologiei pentru a doza
utilizarea efectivă a reglementării. Numărul sau cantitatea de reglementări ar trebui să fie rezonabilă, să prevină reglementarea excesivă, permițând personalului de bibliotecă manifestarea inițiativei, creativității. Principiul este invocat din rațiuni pur pragmatice, fiind important deosebit pentru cei care sunt implicați în elaborarea cadrului legislativ, cadrului de reglementare, atât de nivel național, dar și atunci când gândim și elaborăm componenta documentară a oricărei biblioteci, referindu-mă la un regulament de organizare și funcționare, un regulament privind prestarea serviciilor de bază tradiționale, ori servicii privind dezvoltarea competențelor, etc. Principiul orientează spre formulări la modul posibil sau cele de fel. Deci, recomandăm a respectați în bibliotecă, în spațiul unei biblioteci, permanent vă încurajam de a nu folosi termeni de felul se interzice, nu este posibil. Iată, aceste recomandări, aceste încurajări pot fi abordate și în contextul, deci, aplicării practice a principiului autorității suficiente. Acesta este considerat drept unul care dozează granițele libertății, autonomiei profesionale, poziționând personalul bibliotecii ca actor important al obținerii unui succes real, profesional. Un alt principiu, numit definitivat drept principiul autorității adecvate, la fel înrudit cu cel anterior, vizează natura reglementărilor utilizate în deosebire celor de sancționare. Acesta contribuie la afirmarea pe merite a bibliotecarului în comunitate, împiedicându-l să-și asume o autoritate falsă, superficială prin emitere de restricții sancționări, afișându-se ca expert în domenii în care nu este competent. Păzea de astfel de situații, buni colegi. Un alt principiu reflectat în publicațiile de profil este cel al delegării autorității, delegarea autorității. Principiul integrează și orientează aspectul sau conținutul logic al procesului. Este vorba despre delegarea autorității, abordând și problema exigențelor morale ale actului, vorbind despre delegarea sarcinilor anumitor autorități. Acceptarea și transpunerea în practică acestuia de către personalul de specialitate din biblioteci este deosebit de importantă relațiile cu partenerii, voluntarii în mod deosebit, chiar și cu fondatorii. Exigențele morale care ar trebui reținute în acest sens sunt următoare. Nu este justificată moralul orice delegare de autoritate. Nu este justificată moralul delegare de autoritate în orice împrejurări. Nu este justificată moral, putem zice, nu este corectă delegarea de autoritate către orice persoană, ca exemplu fiind voluntarii, pe care îi așteptăm cu mare drag în spațiile bibliotecii. Conform opiniei specialiștilor, principiul deontologic al delegării autorității generează trei concluzii normative pe care aș vrea să le anunț. Și aceste concluzii sunt aplicabile oricărui domeniu, inclusiv domeniului de activitate bibliotecară. Acestea sunt delegarea autorității pe domenii care țin de responsabilitatea expres asumată de portator este repudiată, neapreciată, incorrectă din punct de vedere moral. Delegarea autorității cu scopul sustragerii de la asumarea unor posibile eșecuri, adică
Eu fiind un manager de bibliotecă, știind din start, intuind poate din start și așteptându-mă la anumite eșecuri în realizarea unei anumite activități, încerc să deleg anumite responsabilități unui coleg, unui subordonat, angajat al bibliotecii. Repet, delegarea autorității cu scopul sustragerii de la asumarea unor posibile eșecuri sau cu alte scopuri, care țin de protejarea propriei persoane, este repudiată, incorrectă din punct de vedere moral. Delegarea autorității către o persoană care nu posedă autoritatea corespunzătoare, reiterez, adică nu deține competențe corespunzătoare, cunoștințe, abilități, este repudiată moral. La fel, fiind repudiată și acceptarea delegării de către persoana delegată, atunci când aceasta ar putea refuza delegarea. Este un principiu, la fel, foarte important în relațiile stabilite între un manager și subordonații acestuia. Principiile descrise mai sus reprezintă, integrează norme deontologice universale, fundamentând activitatea bibliotecarului. Acestea reprezintă pentru personalul de specialitate din biblioteci repere de reflecție. În primul rând, cred că ar fi cazul să menționăm că ar fi vorba despre repere de învățare, cred că în primul rând. Repere de reflecție, repere de comportament, de aplicare, atât la nivel individual, fiecăruia dintre noi, cât și la nivel de echipă, la nivel de instituție. Referindu-mă la o altă axă a prezentării, vorba fiind despre fundamentarea legislativă și reglementară a deontologiei profesionale, țin să menționez următoarele. Cadrul legislativ și de reglementare elaborat în ultimii ani, în Republica Moldova, orientează biblioteca publică de orice apartenență tipologică. Orientează biblioteca pentru implicarea eficientă în dezvoltarea comunităților democratice, fapt ce necesită conștientizarea de către fiecare angajat al locului și rolului său. Pregătirea profesională, îmbinată organică, o conduită și comportament inteligent, deontologic, un mod de interacțiune respectuos în comunitatea profesională, dar mai ales în cea servită, constituie premisa poziționării strategice a bibliotecii. Legea cu privire la biblioteci, aprobată în anul 2017, identifică biblioteca ca un serviciu public de asigurare accesului la lectură, de dezvoltare a interesului pentru informare, învățare, educație, etc. Cunoaște prevederile articolului 1 din Legea cu privire la biblioteci. Conținutul acestui articol scoate în evidență creșterea interdependenței, interrelaționării dintre bibliotecă și comunitate. Biblioteca fiind identificată drept serviciu public. Cele menționate denotă importanța exercitării corecte a regulilor și îndatoririlor profesiunii de bibliotecar, a necesității prevenirii efectelor adverse cauzate de abaterea de la acestea, a prevenirii riscului șterbirii reputației profesiunii. Pentru prima dată, în textul legii cu privire la biblioteci, este inclus un articol dedicat integral deontologiei profesionale. Astfel, articolul 21 cu titlul Deontologia personalului de conducere și a personalului de specialitate din bibliotecă. Din legea menționată, relevă desfășurarea activității profesionale în biblioteci în conformitate cu prevederile codului deontologic în vigoare, elaborat în coordonare cu asociațiile profesionale și aprobat, important, de către Consiliul Biblioteconomic Național.
Codul deontologic al bibliotecarului, ca document, aprobat la ședința plenară din 7 septembrie 2018 a Consiliului Biblioteconomic Național, are drept scop creșterea prestigiului și consolidarea imaginii profesiei de bibliotecar, instituirea standardelor unice de conduită a bibliotecarilor pentru a-i inspira în activitate. Regulile, aspectele deontologice prevăzute în acest document, în acest manifest al profesiunii noastre, sunt incorporate și în regulamentele elaborate în baza legii cu privire la biblioteci după anul 2017, acestea reprezentând într-o formă concentrată valorile și normele profesiunii. De exemplu, regulamentul cadru de organizare și funcționare a bibliotecii publice, reliefând funcțiile de bază exercitate de bibliotecă, care ar fi promovarea dezvoltării unei societăți deschise și inclusive, asigurarea accesului la informație și tehnologie informaționale, valorificarea patrimoniului cultural, documentar, etc. De fapt, orientează personalul bibliotecilor, activitatea acestor instituții, pentru respectarea sau privind respectarea utilizatorului, dar și a cerințelor exercitării funcțiilor, responsabilităților prevăzute în acest document, în cunoștința sau în îmbinare organică cu competențele deontologice. Analiza conținuturilor documentelor legislative și de reglementare privind activitatea bibliotecilor aprobate între anii 2017-2021, din punct de vedere a prezenței aspectelor privind deontologia profesională, conexiunii cu prevederile codului deontologic al bibliotecarului, orientării pentru implementarea acestora, ne permite să conchidem următoarele. În primul rând, deci, legea cu privire la biblioteci oferă cadrul motivat pentru instituționalizarea, oficializarea, bun coleg, a deontologiei profesionale, centrarea pe educația deontologică personală din biblioteci. O altă concluzie ține de următoarele. Este necesar de a consolida prezențele ce țin de deontologie profesională în documentele instituționale ale bibliotecilor, referindu-mă la strategiile elaborate de către dumneavoastră, regulamente, fișe ale posturilor și alte documente. O al treia concluzie ține de următoare. Este foarte important să gândim și să implementăm integrarea dimensiunii deontologice în practica bibliotecilor, în practica bibliotecarilor. Cum? În primul rând, vorba fiind despre conștientizarea necesității acesteia ca o competență de dobândit. La întrebările mele de felul cunoașteți codul deontologic, ați avut acces la codul deontologic, unde este publicat, unde găsiți acest document, în foarte multe situații, pe parcursul ultimului an, ultimilor 2 ani, am obținut răspunsuri negative din partea reprezentanților diverselor biblioteci. Codul deontologic al bibliotecarului, aprobat încă în anul 2018, nu este cunoscut, nu este învățat în comunitate. Și atunci ne adresăm întrebarea. Îl aplicăm în practică? Cum îl implementăm? Deci este foarte important să insistăm asupra dezvoltării competențelor deontologice, vorba fiind despre formarea continuă, în primul rând, a personalului din biblioteci, dar și prin intermediul diverselor publicații, prin oferirea comunității profesionale, a suporturilor metodologice și altor modalități, comunicări în cadrul reuniunilor metodologice și științifice, publicații, articole, reviste de specialitate. Deci, codul deontologic al bibliotecarului.
aprobată în anul 2018. Este, ziceam mai sus, un manifest al profesiunii. Un cod deontologic, referindu-mă în primul rând la, evident, la codul deontologic al bibliotecarului, are menire de a contribui la optimizarea procesului de dezvoltare a competențelor, de formare profesională, morală și civică. Are menirea de a contribui la oficializarea, instituționalizarea unor atitudini și comportamente morale. În mare parte, elaborarea codurilor deontologice, respectarea normelor deontologice, ține de responsabilitatea asociațiilor profesionale. Primul cod, cu titlul Codul etic al bibliotecarului, a fost aprobat la cel de-al șaselea congres al bibliotecarilor din Republica Moldova, care a avut loc la 6 noiembrie 2020. La elaborarea acestuia s-a pornit de la principiile etice generale, de aici și titlul acestui document, Codul etic al bibliotecarului. Având ca finalitate îmbunătățirea imaginii bibliotecarului în societate, Codul etic al bibliotecarului din Republica Moldova stabilea standarde și obligațiuni de comportare prestabilite, fiecare bibliotecar ghidându-se de acestea în situații concrete. Acest document, Codul etic al bibliotecarului, a inclus 20 de articole, acestea reflectând sau contribuind la fundamentarea activității profesionale pe legislația în vigoare, susținerea și promovarea accesului la informație și libertatea de expresie, excelența profesională, importanța și necesitatea filierilor profesionale al bibliotecarului, solidaritate și probitate în profesie. Schimbările mediului social, informațional, economic, tehnologic, a dictat necesitatea elaborării unui nou cod. Cel de-al doilea cod, cu titlul Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, a fost aprobat la conferința anuală Biblioteci puternice, comunități puternice, și a fost aprobat la conferința anuală a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova la 5 noiembrie 2014. Deci, primul cod a funcționat, a fost funcțional pe parcursul 14 ani. Reieșind din faptul că bibliotecile produc și conferă valoare societății, cel de-al doilea cod, reiterez, aprobat în anul 2014, a identificat următoarele valori și convingeri. Biblioteca este acea instituție, instituție de informare, educare, socializare, necesară și importantă pentru dezvoltarea personală și dezvoltarea sustenabilă a comunității. Accesul la informație împuternicește oamenii, îmbogățește identitatea și expresia lor culturală, iar diseminarea cunoștințelor și a informației constituie unul dintre pilonii cei mai importanți de dezvoltare socială. Resursele bibliotecii servesc ca bază pentru păstrarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului deținut, patrimoniului documentar. Umanismul este caracteristica de bază a profesiei de bibliotecar. Frumos! Caracterul public al profesiunii se bazează pe sentimentul responsabilității sociale. Iată, o aplicare, o integrare directă a principiilor despre care am vorbit mai sus în prevederile codului deontologic al bibliotecarului. Noul cadru legislativ și de reglementare, ziceam că această perioadă fiind inițiată în anul 2017 odată cu aprobarea legii cu privire la biblioteci, a influențat revizuirea codului deontologic în contextul consolidării rolului bibliotecii în societatea modernă, ca un serviciu public. Conform prevederilor articolului 29 din legea cu privire la biblioteci, am vorbit despre
acest articol și în prezentarea mea mai sus. Conform prevederilor acestui articol, a fost elaborat cel de-al treilea cod cu titlul Codul deontologic al bibliotecarului. Acesta fiind aprobat la 7 septembrie 2018 la ședința plenară a Consiliului Bioteconomic Național. Scopul acestui document, celul de-al treilea manifest, putem zice, funcțional azi, ține de creșterea prestigiului și consolidarea imaginii profesiunii de bibliotecar, instituirea standardelor unice de conduită a bibliotecarilor pentru a-l inspira în activitate. Noul cod deontologic, aprobat în anul 2018, include 7 compartimente de bază. Îmi permiteți să dau citire chiar titlului acestor compartimente, evident dispoziții generale, misiunea și principiile de activitate a bibliotecarului, accesul la informații, accesul deschis și proprietatea intelectuală, relațiile bibliotecarului cu utilizatorii și comunitatea, competențe profesionale, relațiile bibliotecarului cu colegii de profesie și cu alți angajați ai bibliotecii. 7 compartimente incluse în structura codului deontologic al bibliotecarului. Este important să reținem, buni colegi, că un cod deontologic nu funcționează de la sine. Ține de obligația fiecărui manager, a fiecărui angajat al bibliotecii, de a cunoaște, a învăța și a respecta prevederile codului deontologic, a reflecta prevederile acestui document în documentele instituționale, așa cum am insistat mai sus. Competența deontologică atribuie bibliotecarului autoritate și respect în comunitate, augmentează impactul activităților profesionale. Din aceste motive, considerăm important de a centra eforturile producătorilor de oferte educaționale pentru personalul de specialitate din biblioteci asupra înțelegerii, învățării, lecturii critice a prevederilor codului deontologic, astfel contribuind la educația deontologică a bibliotecarului. În primul compartiment al codului deontologic, fiind intitulat dispoziții generale, sunt menționate adresabilitatea documentului, scopul acestuia, funcțiile codului de a încuraja bibliotecarii să reflecteze asupra atribuțiilor pe care le au și a modului de realizare a acestora, să accentueze importanța valorilor promovate de bibliotecă, să stimuleze respectarea și implementarea principiilor de activitate a bibliotecarilor și alte aspecte care se referă la o activitate eficientă a bibliotecarului. Important să reținem și dezideratele care fundamentează deontologia bibliotecarului. Iată cum sunt ele prezentate în codul deontologic. Acestea sunt schimbul de idei și informații, facilitarea accesului la informație și diseminarea acesteia către utilizatori, diseminarea cunoștințelor și a informației drept unul dintre pilonii cei mai importanți de dezvoltare socială, culturală, economică și de modernizare a societății. Astăzi este puternic acel membru al unei comunități care deține informații. Furnizarea de servicii de bibliotecă în interesul bunăstării sociale, dezvoltării culturale și economice și, ce este foarte important, dezvoltarea continuă a resurselor informaționale ale bibliotecii. În mare parte, dezideratele menționate în codul deontologic constituie și teme de învățare pentru noi, bibliotecarii. Cel de-al doilea compartiment al codului, intitulat Misiunea și principiile de activitate ale bibliotecarului,
identifică două componente de bază ale misiunii bibliotecarului. Așa ar trebui să citim această prevedere a codului deontologic și să o înțelegem. De a fi în serviciu utilizatorilor săi și a răspunde necesităților acestora de lectură, de studiu, de informare, de documentare, precum și de a promova activ integrarea bibliotecii în viața comunității pe care o servește. Compartimentul accesul la informație orientează bibliotecarul pentru promovarea și consolidarea colecțiilor, resurselor, serviciilor, produselor bibliotecii în baza respectării neutralității și facilitării fluxului liber de informații. Sarcina fundamentală a bibliotecarului este de a asigura accesul tuturor la informație pentru a favoriza dezvoltarea personală, formarea profesională, îmbogățirea culturală, petrecerea timpului liber, activități economice, activități de cercetare științifică, cât și participarea conștientă și informată la democrație și la progresul acesteia, se menționează în punctul 11 al codului deontologic al bibliotecarului. Această sarcină pusă în fața bibliotecarului presupune respingerea de către fiecare bibliotecar a oricărei interdicții sau restricționări a accesului la informație și idei, dispuse în special prin intermediul cenzurii. Asigurarea accesului liber la colecții și resurse, servicii, promovarea acestora, asigurarea transparenței informațiilor, activității în general a bibliotecii în comunitate. În compartimentul accesul deschis și proprietatea intelectuală, idei noi promovate în acest document în comparație cu codurile precedente. În acest compartiment se specifică că bibliotecarul este partener al autorilor, editorilor și al tuturor autorilor de opere protejate, recunoscând dreptul acestora la proprietatea intelectuală și asigurând respectarea lui concomitent cu respectarea excepțiilor și limitărilor acestui drept în raport cu serviciile acordate de către biblioteci și prevăzute în legea cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. O atenție deosebită este acordată în codul deontologic relațiilor bibliotecarului cu utilizatorii și comunitatea. Mă refer la compartimentul cu același titlu, de fapt, relațiile bibliotecarului și cu utilizatorii și comunitatea. Astfel, drept valori deontologice ale bibliotecarului în raport cu comunitatea sunt stipulate. Participarea la definire și implementarea politicilor comunitare în domeniul cultural, educațional, social, economic, conformarea bibliotecii la cerințele sociale, implicarea în dezvoltarea și viața socială a comunității, neadmiterea influenței și presiunii în activitatea bibliotecii din partea grupurilor politice, religioase, ideologice, sociale, profesionale chiar. Responsabilitatea personală, buni colegi, reiterez, responsabilitatea personală față de utilizatorii pe care îi servește, manifestând eficiență, disponibilitate și promptitudine, anumite diligențe. Furnizarea de servicii echitabile, fără nicio discriminare, astfel încât orice utilizator să beneficieze de dreptul de acces la informații. Puncte de reper pentru un bibliotecar care își realizează atribuțiile profesionale, indiferent de apartenența administrativă sau apartenența tipologică a unei biblioteci. Accesul liber la informații, facilitarea accesului la informații, subiecte de învățat, dar mai ales de implementat pentru noi
bibliotecarii. Bibliotecarul se bazează pe cultura parteneriatului în relațiile cu utilizatorii, manifestând înțelegere, respect, angajare prin răspunsuri la fiecare cerere, răspunsuri de conținut eficient, de conținut profesionist. În caz de necesitate, atunci când un bibliotecar, de exemplu, nu dispune de resurse suficiente în colecțiile sale, deci nu dispune de documente care se află între pereții fizice ai unei biblioteci, direcționând utilizatorii către alte resurse, către alți specialiști sau instituții după competență. Bibliotecarul acceptă avantajele parteneriatelor profesionale și comunitare, promovarea intereselor comune, vizibilitatea și consolidarea pozițiilor partenerilor, sporirea eficienței instituțiilor individuale, eliminarea dublării sarcinilor și îmbunătățirea activităților desfășurate. La fel, bibliotecarul se centrează pe obținerea mijloacelor adiționale. Nu este astăzi un argument în fața utilizatorului faptul că nu avem astfel de informații, nu avem astfel de materiale. Bibliotecarul este obligat să ofere utilizatorului informația pe care o solicită, indiferent de posibilitățile pe care le deține, apelând la diverse resurse informaționale, la diverse instituții partenere. Asta ar fi ideea prevederilor menționate mai sus. Compartimentul competenței profesionale ne orientează spre următoarele conținuturi. Este important ca un bibliotecar să respecte neutralitatea și imparțialitatea în formarea colecțiilor, în atragerea resurselor informaționale. Este important ca un bibliotecar să-și manifeste activitatea în afara oricărei presiuni sau influențe externe. Un bibliotecar trebuie să distingă între convingerile personale și obligațiunile profesionale. Un bibliotecar își manifestă libera exprimare la locul său de muncă și în realizarea atribuțiilor sale, dar în măsura în care acestea nu afectează principiul neutralității în raport cu utilizatorii. Un bibliotecar implementează și asigură respectarea principiului dezvoltării profesionale continue, participând la programe de formare și perfecționare, la reuniuni profesionale, activități științifice și metodologice, organizate de biblioteci, centre biblioteconomice și alte instituții. Bibliotecarul contribuie la promovarea imaginii pozitive a instituției. Nu denigrează instituția pe care o reprezintă. Deci, la fel, o competență importantă pe care trebuie să o dețină bibliotecarul. Este vorba despre apartenența instituțională, promovarea acestei competențe. Bibliotecarul se opune tuturor formelor de corupție orientate către practicile și activitățile profesionale. Împreună putem contribui la implementarea acestor prevederi. Compartimentul relației bibliotecarului cu colegii de profesie și cu alți angajați ai bibliotecii. Orientează bibliotecarul, îl încurajează de a contribui la dezvoltarea unei comunități profesionale puternice și durabile. Este foarte important acest aspect. Noi suntem diferiți, cei care constituim componentele Sistemului Național de Biblioteci. Dar, fiind diferiți, avem și foarte multe fundamente comune, avem probleme comune pentru rezolvarea, soluționarea cărora este nevoie de a ne uni eforturile. Bibliotecarul este încurajat de a promova dialogul
cadrul participativ, solidaritatea și coeziunea profesională de a trata cu onestitate, corectitudine și respect colegii de profesie și de bibliotecă, de a manifesta toleranță față de opinii. Împărtășind cunoștințele și experiențele pe care le deține, pe care le are, bibliotecarul ajută colegii să se integreze în comunitatea profesională și să își dezvolte abilitățile profesionale. Bibliotecarul nu acceptă discriminarea pe diferite criterii, vorba fiind despre vârstă, gen, apartenență religioasă, etc., optând pentru asigurarea unei munci egale și tratament egal între bărbați și femei. Codul deontologic, buni colegi, se referă la valorile esențiale care țin de profesie, cum ar fi integritatea, onestitatea, respectul, responsabilitatea, încrederea, cuvinte cheie care, la părerea mea, ar trebui să facă parte din vocabularul nostru profesional. Rolul bibliotecarului în cadrul societății democratice prin prisma codului deontologic este important în contextul în care se urmărește afirmarea bibliotecii ca serviciu public de asigurare accesului la informație și lectură, a dezvoltării interesului pentru cultură, pentru educație, pentru cercetare, așa cum sunt stipulate prevederile în legea cu privire la biblioteci. Biblioteca are un rol cheie în dezvoltarea comunităților democratice. Competența profesională a bibliotecarului este asociată astăzi cu capacitatea, cu competența de a comunica, de a decide, de a fi empatic, de a relaționa eficient. Fapt care presupune a ști, a ști să faci, dar și a ști să fii prezent într-o comunitate. Concluzionând cele menționate mai sus, specificând în primul rând necesitatea alinierii centrelor biblioteconomice naționale, departamentale, teritoriale, la preocupările internaționale în domeniu și o reconsiderare a locului deontologiei în dezvoltarea competențelor personalului din biblioteci. Este important în acest sens de a revizui atât responsabilitățile instituționale, cât și cele individuale. Considerăm necesar și util de a organiza mese rotunde de sensibilizare privind deontologia profesională, anunțarea, axarea prevederilor codului deontologic în preliminariile concursului de angajare personalului în biblioteci, anexarea codului deontologic al bibliotecarului la contractul de muncă al noului angajat, obligându-l, recomandându-i, dar de ce nu, chiar obligându-l de a învăța, de a cunoaște prevederile manifestului profesiunii noastre. În al doilea rând, este necesară extinderea arii de aplicare a principiilor deontologice pe care se sprijină acțiunile și comportamentele celor care sunt implicați în gestionarea, în mișcarea, în diseminarea informației. Este vorba despre producerea într-o măsură mai însemnată a programelor de educație deontologică, a reflectării aspectelor deontologice în contextul altor subiecte, teme de învățare, teme posibil mai complexe, mai largi, acestea incluzând și subiecte, teme care se referă la deontologie profesională. Mai ales aici referindu-ne atât la formarea de bază a bibliotecarilor, cât și la formarea profesională continuă, formală, non-formală și informală a personalului din biblioteci. În al treilea rând, odată ce asociațiile profesionale ale bibliotecarilor din Republica Moldova sunt abilitate cu responsabilitatea de a elabora codul deontologic, conform prevederilor articolului 29
din legea cu privire la biblioteci. Acestea ar trebui să facă mai prezente aspectele ce țin de educație deontologică, prin intermediul proiectelor, programelor, activităților educaționale, precum și în contextul obiectivelor strategice. Și, evident, asociațiile profesionale trebuie să țină în vizor și să revizuie, să schimbe codul în consens cu valorile internaționale din domeniul bioteconomic, în consens cu noile realități în care bibliotecile funcționează. Este important să menționăm la fel că educația deontologică a personalului de biblioteci nu se reduce doar la analiza unor situații practice. Este importantă orientarea pentru dezvoltarea competențelor deontologice care învină organic cunoștințe despre cadrul deontologic, capacitățile de aplicare a prevederilor acestuia, precum și formarea atitudinilor logice privind cazuri concrete din activitatea profesională. Deci, buni colegi, prezentarea mea a fost de fapt o încurajare, un îndemn pentru a ne implica în învățarea, acceptarea, promovarea deontologiei profesionale. Vă mulțumesc pentru atenție, ținem legătura, rămân în așteptarea întrebărilor, mesajelor la adresa pe care o aveți pusă pe ultimul slide.
Thank you.